Dragi prieteni, stimați concetățeni, eu astăzi mă adresez nu doar colegilor din această sală, dar și sutelor de mii de oameni din toate satele și orașele din Republica Moldova. Îi salut și pe cei plecați peste hotare, care gândesc la fel ca noi. Ne aflăm, cum am menționat, în fața unui moment istoric. Avem șansa ca, după 30 de ani, să facem statul să funcționeze în interesul cetățeanului. Nu doar să ia bani, să ia taxe, să ia impozite și să nu-i ofere cetățeanului nimic în loc. Ajunge. În urmă cu 2 ani a fugit mafiotul care își pusese sub control tot ce se mișca în țara noastră. Anul trecut am scăpat cu toți împreună de un culiocar, de un hoț și de un mincinos. Dar căpușele lor continuă să sugă sângele acestui popor. În acești 2 ani s-au produs mai multe schimbări de ordin politic. Dar din aceste schimbări au avut de câștigat doar politicienii, doar partidele politice. Și nimic nu au avut de câștigat cetățenii simple. Este momentul pentru lovitura hotărătoare să curățim definitiv țara de rămășițele regimului criminal al statului capturat. Pentru asta la putere trebuie să ajungă oameni noi, oameni onești, oameni corecți să facă bine pentru poporul lor. Oameni ca noi, cei care ne-am adunat în această sală. Pe 11 iulie nu îi vom alege doar pe cei care ne vor prezenta în Parlament în următorii 4 ani. Vom alege cum vom trăi mulți ani înainte și ce fel de țară le vom lăsa moștenire copiilor noștri. Cu toții cunoașteți că eu sunt permanent în contact cu oamenii simple, de aici, de acasă și cu cei din diaspora. Vorbesc cu oamenii de diferite naționalități, vorbesc în limbi diferite. Cu toții îmi spun că cei care au condus țara până acum și conduc țara astăzi nu îi reprezintă și nu au făcut nimic pentru ei. Cei care au ajuns la putere și-au dorit doar funcții pentru a se bucura de privilegii și acces la bani publici, pentru a fura din ei. Acești nemernici au făcut legi strâmbe, din care să profite doar ei. Noi suntem altfel. Am demonstrat asta la Bălți și în multe alte orașe conduse de primarii și de echipele noastre. În timp scurt am reușit schimbări pe care oamenii le văd și le simt, iar cetățenii au apreciat și apreciază asta. Toți primarii noștri au câștigat de cel puțin 2 ori alegerile locale. Și dacă prima dată oamenii cred în promisiuni, a doua oară, în ziua votării, ei îți dau nota doar pentru cele realizate. Noi am susținut acest examen la nivel local și acum suntem siguri că echipa noastră va face față și la nivel național. Locuitorii Chișinăului, ai raioanelor centrale și de sud ale Moldovei, trebuie să-i creadă pe bălțeni și pe locuitorii raioanelor din nord, nu propaganda mincinoasă
acelor care se tem de venirea echipei noastre la putere la nivel republican. Rezultatul obținut la alegerile prezidențiale de anul trecut a fost și el foarte grăitor. Oamenii au încredere în noi, în echipa noastră, în faptul că dacă promitem ceva, ne ținem de cuvânt. În această campanie, tot concurenții vor veni cu mesaje anticorupție. Chiar și cei care ei înșiși sunt într-o chipare a corupției. Noi venim cu propuneri concrete de străpire cu mâna de fier a acestui fenomen destructiv, care nu-i permite țării să se dezvolte. Banii trebuie să ajungă în proiecte de infrastructură, în drumuri, școli, grădiniță, spitale și nu în conturile offshore ale hoților. Bandiții vor răspunde în sfârșit în fața legii și a poporului furat de ei. Averile agonisite de căi ilegale vor fi confiscate în folosul statului. Proprietățile privatizate ilegal la bani puțini naționalizate. Noi venim la guvernare pentru a instaura puterea dreptății, dictatura legii.